Cătă, mai greu decât te așteptai cu Botoșani? Sincer să fiu, ne-am dorit mai mult victoria. Chiar m-am bucurat enorm că am înscris. Din mult parcă am avut ghinion. Am ratat, chiar am avut și o bară. Mă bucur foarte mult că am înscris. Ne bucurăm că am câștigat. E o victorie de moral, fiindcă, iată, urcați din nou în clasament. Sincer să fim, da. La câte puncte vă așteptați până la finalul turului să faceți? Sperăm să fim pe locul 8, 9, chiar 7. În deplasare ce se întâmplă totuși, că nu reușiți să... Prima repriză intrăm cu atitudine, ne creăm ocazia, a doua parcă teamă, nu prea avem experiență. Și de această dată ați avut un public numeros de partea voastră. Da, vreau să le mulțumesc. Publicul vine foarte mult, mai ales acum că e și zilele orașului. Mulțumim și baftă multă! Mulțumesc!